Hei, salutare, sunt Mihai, bun venit la următorul episod al colecției Lancia Delta Integrale. Este una dintre machetele mele preferate, am să fiu sincer. Astăzi vom muta numerele 17, 18, 19, 20, 21, 22. Știți bine, ăsta este al treilea pachet de abonament pentru cei care montează sub formă de abonament. Și prima parte, primul sfert pentru cei care au cumpărat colecția întreagă. Ok, în mare parte am terminat cu intro-ul și ca norocul avem și descrierea explicită al acestei colecții și instrucțiunile de lucru sunt destul de clare. Am să dau un zoom towards pentru că vom lucra cu astea. Așa. Și să nu uităm de piesa asta mică. Ok, astea sunt piesele cu care lucrăm și avem nevoie dintre piesele astea două mari. Avem nevoie de, îmi cer scuze, dintre piesele astea două mici. Una este pentru canistra mică, una pentru canistra mare. Stați să vedem. Bun. Acum urmează să luăm piesa aceasta, partea cu pin de la canistra mare și vom adăuga niște tuburi la el și folosim tubul în Y și desigur piesa cealaltă de aici. Haideți să încercăm să dau un zoom să vedeți cam cum ar trebui să se potrivească piesele astea. De la Y, oricare piesă. A, va fi interesant. Mai dau un zoom. Va trebui să conectăm aici piesa aceasta. Așa. Și pe partea cealaltă tubul acesta, după care va trebui să adăugăm capacul de la butelia noastră. Ok, e strâns în mare parte și folosim șuruburile din pachet ca să strângem piesa aceasta. Bun, cam așa arată prins, să se înțeleagă despre ce e vorba. Și acum pe partea cealaltă prindem tubul lung. Haideți să vedem. Avem tubul lung, o parte vine aici. Așa. Ok, se înțelege despre ce e vorba. Și sus vom prinde partea cealaltă de la celălalt tub. Așa. După care adăugăm asta și din nou folosim un șurub LP01 ca să îl montăm. Așa, avem cele două tuburi. După care, stați să vedem, nu, încă nu este nici unde pus acel dop, dau un zoom out. Și vom lucra la caroserie. Aducem caroseria aceasta aici și tubul mare
va trebui să-l prindem în zona aceasta. Așa. Tubul de sus încă nu. Am adăugat tubul mare. Adăugăm tubul mic. Și le prindem tot cu șuruburi LP01. Iar acum voi da un zoom pentru că trebuie să vă explic cum vin furtunurile astea legate. În mare parte cam așa ar trebui să arate. Bun, furtunul acesta dublu, da? Deci care vine de aici. Partea de sus, am să folosesc o pensetă. Tubul acesta de sus va intra pe lângă tubul mic în gaura asta din spate de aici. Ok? Se vede. Tubul acesta va intra aici, unde nu este degetul. Așa. După care tubul acesta dublu intră jos în scaun aici. Teoretic tubul acesta lung va veni pe sub toate piesele astea. Așa. Va veni, după ce am trecut astea pe acolo, va trebui să-l trecem și pe sub tubul din mijloc, ok, așa. Să-l băgăm înapoi. Și acesta va veni chiar până aici în față, sub frâna de mână. Ok. Mare parte cam asta ar fi numărul. Eu am să pun o picătură de super glue ca să fie ok. Și continuăm pe urmă cu numărul 18. Ok. După ce am trasat aceste cabluri, trecem acum la numărul 18, unde ne vom chinui cu centura de siguranță, deși voi reveni puțin pentru că din numărul celălalt ne-a rămas piesa asta afară și încă nu știu unde a trebuit să vină. Ok, la acest număr s-a întâmplat o mică greșeală și eu deja sunt avansat cu mașina când montam acest video și vreau să spun că nu am înregistrat cum se montează această piesă, adică scaunul lui Biasoni, și am trecut direct la piesa asta, dar n-ar trebui să fie o problemă pentru că urmează să prezint cum se montează scaunul acesta și este idem același scaun. Singura diferență este că aici centura dreaptă se leagă la caroserie și aici centura stângă, iar de roll cage se va lega la Biasoni centura stângă și aici centura dreaptă, așa că haideți să trecem la montajul scaunului lui Siviero. Ok, continuăm cu numărul 19. Știți bine, episodul anterior a fost destul de greu și acum vom repeta același pas și am să vă explic cam cum trebuie montat. Cel mai ușor este dacă ne ghidăm după poze și avem, haideți să vedem, un zoom, etc. Avem închizătorul central, acesta vine aici. Bun. Din nou avem două cu două găuri. Știm bine,
Astea micuțe vin în lateral, asta nici nu înseamnă problemă și avem două centuri din nou diferite. Avem centura cu două capete circulare și o centură cu capătul plat. Acesta este capătul plat. Ea va trebui să meargă prin partea aceasta a scaunului. Și atunci înseamnă că, haideți să vedem, să nu cumva să montăm greșit, cum stă aripa aceasta, cu piesa asta orientată în jos, partea cu platul va merge în a doua gaură de la dreapta spre aici. Deci aici vine partea plată. Partea cu rotundul vine lângă. Și următorii pas sunt agățătorii mici, care desigur, indiferent de orientare, vine lateral. Ok, cam asta este centura. Din nou, montajul este cât se poate de simplu. Luăm piesa aceasta. Ea trebuie să treacă prin gaura aia mare. După ce ieși pe partea cealaltă, o întoarcem și îl introducem pe pin. Desigur, dacă doriți, de preferat ar fi o picătură de lipici. Bun. Și din nou. Una trece prin gaură. Cealaltă lungă prin cealaltă gaură. Ok, și repetăm aceeași distracție. Fixăm scaunul, șuruburi al pe 06. Ok, din nou aceeași chestie. Partea asta rămâne liberă, partea asta merge în spate. Intrat pe pin și din nou agățătoarele. Așa. Și celălalt între scaune va fi foarte interesant de montat. Pot spune că montajul a fost extrem de dificil, mai ales cu centurile. Atenție foarte mare să nu trageți de colțurile lor, pentru că se poate rupe centura, va trebui tăiat și fixat. E o mare pacoste, dar de preferat de evitat astfel de accidente. Suntem la numărul 20, unde avem deja piese din rollball și niște șuruburi LP07, ceea ce este un lucru destul de nou. Ok. Avem aceste trei piese, montajul ăsta presupun că va fi unul foarte rapid. Avem nevoie de piesa în formă de T, adică acesta. Întoarcem mașinuța noastră și ea va veni teoretic undeva aici în lateral și se va adăuga în gaura asta mică de aici de jos. Haideți să vedem. Așa, intră destul de greoi, teoretic. Dar nu, este bine.
acesta trebuie să stea așa pentru că sprijină bordul, dacă am înțeles bine. După care avem nevoie de piesa aceasta, haideți să dau zoom să vă arăt ce am făcut aici. Am adăugat piesa aceasta de rezistență aici, acesta este roll barul. După care avem nevoie de piesa aceasta, care trebuie să o montăm cu gaura aceasta, pentru că aici este gaura, aici este pin, cu gaura spre față, vine în găurile astea două de aici. Okay. Și acum vom folosi un șurub LP7. Fixăm rollbarul nostru și am să încerc să vă arăt cam care ar fi șpilul și trebuie să folosim șurubelnița mică primită de la ei. Haideți să o ridicăm. Acesta trebuie tras încât să stea ramforsat. Ok, așa arată partea lateral ramforsată. După care va trebui să luăm piesa aceasta, care teoretic vine așa aici. Am să muci după desen. Chestia este că la mine bordul ăsta este îndoit, așa că piesa asta va trebui să o îndrept și revin pe urmă, dacă nu îl rup. Așa, am revenit. Nu știu cât de bine se vede. La mine, din păcate, bordul, piesa aceasta este îndoită, așa că va trebui să lucrez cu piesa asta așa cum e. Și cum am spus, ultimul pas este să adăugăm bara aceasta aici. Și am format roll cage-ul mașinii. Trecem acum la numărul 21, care presupun că este aceeași chestie, doar că pe partea cealaltă folosim tot așa un șurub LP07. Cum știm deja, adăugăm piesa L. Piesa în formă de L. Adăugăm piesa asta laterală cu oul orientat încolo. Așa. Folosim șurubul LP07. Ok. Și vom adăuga la sfârșit rollbarul în partea aceasta. În mare parte, cam acesta a fost montajul acestor numere și ne vedem curând cu următorul episod.